să vorbim, dacă tot am spus despre piesele de teatru Are de altfel, eu vreau să să aducem un pic în de discuție subiectul colectiv. Pentru că a fost un moment cu adevărat extrem de dureros. A fost și pentru mine un șoc. Credeam că le-am cam trăit pe toate. A fost o experiență pe, pentru mine pe care am resimțit-o ceva timp și încă o mai resimt pentru că s-au întâmplat niște lucruri despre care tot o să mai aflăm. Și faptul că nu de mult într-o seară, mergând la cineva, am aflat că mama unei fete care a murit la, la colectiv era vecină cu, cu, ea și nu știu de ce, dar m-a durut foarte tare în momentul ăsta. Am înțeles că voi ați jucat într-o piesă scrisă de tine. Am jucat-o și la București și nu au venit. Cine Nici n au venit? Spectatorii. Am jucat-o la Casa de Cultură a Studenților la București, nu era Teatru Poda, la Cătălina Chiar um. și colectiv. era intrarea liberă, cu donații. m Am adunat de-abia 300 de lei și trebuie să ne plătim drumul. M-am enervat. Îmi cânta muzică la tobe, adică eu vin din Bacău, pe banii mei să-ți joc și tu. De... Uh, deci nu mai vreau să... Numai -am. puțin, să o luăm frumos. Cine? Cine 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 trebuie să se ocupe de povestea? Fundația asta? E, estuar, 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 împreună a rezistăm. A fost către. o problemă de comunicare de fapt, pentru nu, că interesat. nu, a fost o problemă de comunicare. Nu știu cu cine a vorbit. Era telefonul fără fir. Mm -hmm. Noi am, dacă nu stăteam în București a trebuit să vorbim cu o prietenă să vorbească cu directorul de la Casa de Cultură să ne asigure spațiul, nu ne-a luat chirie pentru că era un moment caritabil și ai, chiar a fost de acord cu propunerea noastră, dar ne așteptam ca cei de la fundație să ne ajute la, adică să fie măcar prezenți la, festi la, ei la -au spectacol să-și au, au venit prietenii noștri mătușa mea un domn de la patriarhie care era prietenul lui. copilarie, secretar de da. da este secretarul... da 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 da, deci am... ne și adică nu ne secretar în am... un... minister, deci la culte. nu că din... no. e un om greu, oameni da. din presa scrisă de pe București da. ne-au ajutat, ne-au făcut articol, nu au făcut articol mm -hmm. pentru a mm -hmm. informa populația din București că avem un spectacol caritabil și ne-am trezit că avem sala goală, o sală mare. Am zis, o, sală, o, sală, -a, o, sală, o să ne atingem. De da, oare de ce? Nu s-a făcut? Era cu, imediat... Ce -a uh, Am nu, avut sau pe România de ce au venit liberă. oamenii? Nu înțeleg. Ideea era că s-a făcut după sărbători, după sărbătorile de iarnă undeva după 7 ani. Deja ianuarie. era trec, s da, trecut. s Când am, era, când da, am da. discutat cu doamna de la Estuar, mi s-a spus, într-adevăr, nu mai am nici voluntari care am avut la început. Da, am da, rămas da, cu da. câțiva Cristina oameni. De -aia. Deci, da. aia a fost dezamăgirea noastră când ne-am dus la, la ei să donăm cu bună știință, da, cu, cu toată dragă da, inimă da. tot ce facem acolo. Și nici măcar un reprezentant de acolo n-a venit. No, deci, Da, se... în frumoasă a fost la Bacău. Chiar pentru că rasă. aveam experiența aici la Bacău, s-au mobilizat, da, Era oamenii Era imediat după emoția colectiv, te scris la comandă în patru da. zile, Iasa, nu deci nu asta nu au fost acum da, de am jucat și acum Da, da, da. Cu Andrei, Betania. Da, da, având, având experiența de de ianuarie anul când n-am avut publică în, în București. Aici am zis, de ce nu stare să ne mai ducem la București să jucăm spectacolul pentru victimele din colectiv când avem și noi victimele noastre în Bacău și jucăm și aici. La, I la Iași, a, a Ciobăniței, dau nume că nu mai am mult de trăi. Da. a Ciobăniței mi-a spus, a, piesa ta este dogmatică. A, mă scuzi, vrei să fac una cu Poponari? Cum să spună că piesa e dogmatică? Păi el e open mind, nu știu, mă rog. Mă rog, da, uh, în sfârșit. Uh, și îi zic, ce-o fac la radio, România cu, la, uh, radio Iași? Nu vreau niciun ban. Și fiind poate chiar pe banii mei, o să vă trimit textul. O să vedeți piesa. Pie, uh, este un tată, un tată care a fost profesor de geografie, pentru că soția lui a murit, uh, geolog, fiind vrea să caute gura de rai. A murit așa, dubios, ca un personaj din 2003, <coughs> asasinat cu... Umbră. Și Se mai întâmplă și coincidențe cu uranii sub scală. Uh, și... cum, cum era vorba aceea? Că uh, uh, toate personajele din carte Seama. sunt uh, absolut întâmplătoare, dar aici era, o, sunt nu sunt deloc întâmplătoare. Uh, așa, și fica mea, fica mea, mea să lași da, barbă că, da, ca să apară diferența între da. noi. Da. Așa, uh, e rocărită. O revoltată. o revoltată. Și publicul până la momentul X și ah, bății, vă iar cu în cală, săra cu bătrânii puțin că eu ca temperamental mm. în piesa asta așa, că trebuie să, așa. Apare muzică, rock, rock, rock genul, conflictul între nesimțite. Și la final ce vedem? Că de a zic despre personajul negativ, ea este Andrei Rugina, de fapt. E nesimțită, ateista, împuțită, care publicul ce dar în moment dacă ești atent ca dramaturg, ca literat, hopa Ateista împuțită, zice, ce punești tu apă la violetele alea, pune niște apă sfințită, să, uite că au început să-și revină. Și ale singurul moment când autorul descrie restul, bă, toate e prost și, de cu... de... Spun și acolo frumos. spun citate despre Anton Vei, Alistair Crowley. Păi, Valentin, lucrurile astea le poți scrie numai într-un singur context. Atunci când știi. Atunci când trăiești, le înțelegi, le știi, le cunoști, le experimentezi. Tu știi cam multe. Cum de ți se întâmplă treburile astea? Păi mai îmi vin pe la ureche și gândesc cu inima, nu cu creierul. Știi de ce? Că unii te consideră e probabil bun. nebun, golan, pramat, e da, da, bețiv. Nu, bețiv nu. nu bine, bețiv îl ducem înapoi. No, no. Cam așa da, ceva. deci s-au înfalimentat. Plin de steroizi, cum da, ți da, zis mă rog, la cam am luat steroid, da. Da. Ceva de genul ăsta. Și de fapt, dacă stă cineva uh, uite, ca mine care nu te-a cunoscut niciodată, deci absolut, uite, facem acum o mărturisire, deci niciodată n-am văzut acești oameni față în față, am citit de pe Facebook câte ceva și am, să zic așa, am simțit că e ceva acolo și constat că am avut foarte mare dreptate. Deci, probabil că oameni ca mine te simt, te înțeleg și te admiră și te respectă și vă respectă ceea ce faceți voi. Pentru că dacă ar fi acum să stăm să judecăm un pic, că nu am în veniți, sunteți și într-un teatru și în altul, în două, în alternative. Deci care ar mai fi situația în țară acum a teatrelor care uite cât de greu se, se mișcă, uite cât Noi de greu în pauză, se... Da, acum suntem în pauză, putem vorbi Bun. Cireașa de nu aud de nimeni. Cirașa de pe tort. Vara mea este directoare de festival de teatru independent. Așa. Vară primară. Și? Nu e interesat de... Ea e cu George, eu nu sunt cu George. Vibrații diferite. Dacă, dacă tu ești cu Josui, ce să-ți fac? <laughs> Ea e cu... Cu George. Da, am înțeles. Și mi-a zis, băi, bă, ce scrip este religios. Bă, fata, am de la cu organe, dacă ești viclean. Ți-a de cu vibratorul așa. Oh, dar nu, noi nu avem din astea. Și nu știam atunci, zic, bă, dar ce învârte asta? Că e la Cluj, festival independent, e mare pe cai. Și stai. ah! și când am văzut piesele ei, franciză, e închis, da? Da, sunt m-am zis clar. Franciză, I'm proud to be gay, Radu Afrim, din astea cu... Băgați face, cu Curcubeu, da, 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 Ce bine ce bine Mi place pe ăsta, curcubeu. Adică un cur... Curcubeu. Nu, da. Și, Dicția, nu și, Zic că, o să-mi duc crucea. Așa. O să fiu un underground. Dar, uh... dar și piesele care l a experimentat el mie nu-mi pasă. Tot ce sunt. M-a întrebat adică, cineva e de, că de, ce festival, putem face de, noi? De, de, dacă e ceva uh, de revoltă, pamflet la, la, la un sistem, pe mine chiar nu mă interesează de consecințe. Am o întrebare. Ați luat premii, ați luat medalii, ați luat diplome, <gânt> a venit cineva să vă strângă mâna, să vă strângă la ușă, să vă da. muște, să vă... Nu stăm cu mâna întinsă. Să <gânt> vă no. zică cineva, păi mulțumim frumos că existați, no. că faceți o eu să frumoasă. Cit. Din potriva <gânt> este deranjant când... Uh, Lumea e preocupată la partea de sistemul, gogonele ursitoare, Crăciunii, Moș Crăciun, și vine un nesimțit. Cum îți permiți tu să faci alternative? Exact cum ar fi banca și... uh, BCR uh, și România ar fi mai BCR. Păi face ce vrea. A, și, și snobismul. Dacă... Deci cum îți permiți tu să spui un bilet uh, 10 lei? A stricat piața. Dar nu e vorba de stricarea Păi pia... nu are bani să cumpere și o Oamenii au de ales între o pâine, a mânca azi și a vedea un spectacol. Hai să-i bucurăm și pe cei care nu-și permit. Merge pe principiul avut, ăsta, adică nu am mers pe... Șapte, opt oameni, a... că deja e lumea e spre cârnați. Uh... Eu duminică <laughs> o jocam o să linde. vă piesa, că vine mi cu zis, ploc, să, a, să și, alt znobism, o, dar de ce? D dacă pus zecele, se rupe un spectacol prost. Nu, dar știi, este, este culmea culmilor. Adică avem, până acum, niște ani în urmă, mi-aduc foarte bine aminte că în toate proiectele, planurile, județene și așa mai departe, exista și acest să avem, să ajungem să avem o alternativă culturală. Păi, fraților, voi sunteți una dintre alternativele culturale. Adică cum? Adică ce? Adică nu de ce, ce nu? Să nu, -am nu. Nu, numai, nu? Nu, l-am închis acum, iar vorbim numai mai Nu, e să închis. Eu mi-am oferit la început acum. <laughs> am zis, am zis, Să <laughs> Asta și mi s-a spus. La, la Crâșmă. La, creșmă. Zi, la bine, crâșmă. Am plecat la Crâșmă. Foarte deci, da. eu, eu Dar acum trebuie să faci un recital gratuit la Crâșmă? <coughs> ca să fiți vizibil deci ca tot. Eu de obicei sunt un tip... Zic, întreb, dorei, vrei covrici de noștri? Nu, ai tăi nu sărați. N-au... Uh, n-au... Așa, n-au... N-au gl glutamat de sol. N-au glută Asta am vrut să spun și eu. Și n-au gustul da. de umami. Da. da. Uh, n-au bisfenol. Și, ok. După aia să nu am zis... Eu de obicei mi ofer... Mai oameni buni, vreau să vă întreb ceva. Dacă ați văzut că lucrurile merg așa cum merg și ați văzut mm -hmm. că sistemul cu periuțele, cu PCR-urile, cu toate celelalte funcționează în continuare, că trebuie să plătești taxă ca să treci strada, ca să fii liniștit, ca asta cu tare. Voi de ce Prefer nu să fiu sincer, încadrat în această rau. metodă? Cu Metodologie. Nu, nu mai putem fi strânși cu ușa că nu avem copii. da e un mare motiv pentru care este foarte ușor de santajat. Eu nu pot că am financiar, ea a zis că nu. Da. Nu simt. Și atunci, dacă nu vreau nu să mimez cu... ceea ce nu, nu simt. Da. Nu ai ce să ne mă faci, jocuie, decât să mă împuști. Da, da am înțeles. Deci, N-ai ce să faci. -am casă, -am ma... Eu am închirie nu deții mașină, nu am nimic. Stau în cartoane acasă, am doi câini, bucuria mea, singura mea Cum mea... adică stai în cartoane acasă? Păi n-am mobilă, eu de asta, ce este? De asta. Ah. Adică n-am de acum lumea bună, mobilă. Nu ne pasă de, nu. de lucrurile materiale. Televiz... <coughs> da, <coughs> dar da, da, știi ceva? Într-una din piese, Metanoia, partea aceea, era vorba aceea că în chilia mea mă simt fericit. Mai bine în chilia mea de la... Deci ah, crez în chestia asta, da? Da. Bun. e cu cât ești mai aproape de pământ, când mai... Spuneți-mi și mie, cum vedeți starea națiunii acum, la ora asta, exact la ora asta, și dacă, de exemplu, ați avea putere? Deodată, aveți putere. Să opresc ce -ați face? tunurile psihotronice. Nu, nu știu ce ați face. <coughs> ce ați face? Ca să schimbați ceva sau n-ați schimbat nimic? tot e ok, e regulă. Dacă aș, dacă aș fi un mare iluzionist, magician, uh, Cred că le-aș le pune la oamenii ăștia, la politicieni, pe, pe față, exact fața care au ei, pentru că oamenii ei nu pot să-i simtă, să-i detecteze. Ei au Exact cum se Aștept. shape shifting, zzz, hologramele lor de oameni frumoși. Dar oricum, cine cunoaște cu limbajul trupului, cu unele pe gunoi verbal, deja îți dă seama, uite ce față, uite ce persoană. așa face un regizor. Tu ai în film tipologie de, aia, 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 că de aia. Mm -hmm. Și încep să cunoaște așa, ia, uite ce... ce... <laughs> da. da, săraci oameni sunt conduși de glicemie. Făină, De glicemie? Za da, man zahărul manipulează zahărul. <laughs> <laughs> uh, glicemie. Când când ai mâncat acasă, cumperi ca un idiot la hipermarket. Da, când Tot. Când ai mâncat așa. Uh, sau... Uh, de asta, făinoase, <laughs> cu ulei, cu făină. Eu oricum nu folosesc ulei deloc. Noi mâncăm unt de cocos și nu mâncăm prăjit, mâncăm mai mult. Uleiul așa. de cocos îl folosesc să dai pe Batoane, față, proteice. Știi ceva apropo de chestia asta? Care da, am făcut aici. și eu o pasiune pentru uh, uleiul de cocos și uh, acum chiar îl folosesc da. la pe orice. Deci și îl gătesc și fac uh, da. dulciuri și mă dau pe față, pe corp. Fructe. Da, serios. Și, și o, foarte bun. O, o vreme la masaj este extraordinar. De, de bine. Care da, 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 Ciudat, spuneam, Alina, ai fi dorit să am salariu întreg, care îl știm și salariu, 2000 mare, vreau uh -huh. Și să. Parcă era monoton. <laughs> nu aveam ce povesti. Era monoton. De, de fapt, pe mine, clar că asta m-a fost această discuție. Că că nebunia nebunia lui când îmi prezenta în ce situație, că de fapt era o situație dramatică și eu mă uitam la el și spuneam, mamă, cât curaj are și cu zâmbetul pe buze îmi spunea Ia, da, da. lucrurile prin ce greută trecea. Am spus cuiva, amic de la servicii, zic, știi ce... Mai ai zis amic de la servicii? Amic, de, la servicii. de la serviciile cafea, când mă montează... Am că de la serviciu, da. Nu, no, de la servicii. a părut așa. Și așa? am zis, știi că m-aș simți onorat într-o bună zi să nu mor subit ca vecina mea, săraca. A murit aiurea la accidentul ăla de mașină care a luat o dobito cu, cu, cu fetița de mână. Zic, bă, parcă m-aș simți onorat să mă omoare ăștia. Că e, e... A, vorbim de morți, vă fac o listă cu regizori care au murit după Eu Au început să tușească. Stanley Kubrick, David Crowley, de la apă, de la. <coughs> Și... Nu pune mâna pe pahar. <coughs> nu e <i> o <coughs> Și culmea că mureau <coughs> toți da, în, ace... da, în condiții din astea, pe anumite date. Era pe calendar, da, bine, așa pe acum... ore. Avem și alte modele, de exemplu, cu mari savanți, cu oameni de știință care au lucrat la tot felul de vaccinuri și au fost găsiți sucombați e, da. în mod ciudat păi pe în, și pe în piesele culo. mele apare des numele de Tesla, de plăcuțele la tăpire. Trebuie să ne vedem. să vedem. Piesa eu, eu stand-up. Pe... Te mănâncă pielea tare, da? Da, serios. No, Într-o zi serios. o găsi el care va să te scarpe. Da, Are asigurare la morți? Da, -am Noi nu ne-am căsătorit, am. dar ne-am făcut asigurare la morți. El, în, în caz dacă mor eu, mă la îngroapă N -N -N. el și invers. Noi avem grijă unul de altul. La mormântare. Da. Bine, ia ziceți voi acum ce planuri aveți de Crăciun, de Revelion și Mieți. de după. Teatru. Nu a, nu avem, Învățăm uh, de după. Citim. Nu avem proiecte în perioada asta. Stăm acasă. Învățăm, într-adevăr. Ce mm -hmm. învățați? Piesa festival. Eu mă apuc de nou oameni și o -show festival. și Purmă va fi onorată instanța al... Aulea au um, un piesă despre judecătoare. Asta e... Chiar Uf, trebuie să mă si, la o vârsta. Dar vi le trimit pe mail așa. Da, da, ca să am și eu ce citit de Crăciun, de îmi, spune, că îmi, spuneți să nu mă ce uh, piese... Și vă le trimit așa, pe câte una pe mine, ca să fie. Așa. Nu toate odată, că nu mai interesant. Dar mi se întâmplat de multe ori când mai mergeam la ciubucuri de-astea era o, era o, hală, hală, hală foarte mare. Și împingeam vocea ca să mă audă. Da. Oh. Ah, și să afolo, Și în, venea minte, în, în timp ce dădeam textul la siropos, cântăcios, așa, da. minte textului. Am avut voce așa de puternică de. îi sperii pe toți jurații din uh, onorată instanță. Deci tot ce scria Val, e da. gândul meu, spun tot la teatru. M -am, și am, m -am zis, zis, zis nu mai pot să fac lucrul ăsta de ciubuc. Nu-i de nu, mine, nu empatizez, are nu empatizez. Sunt undeva la 60 de ani ca judecătoare, dar eu am plecat de la personajul care a vrut să mă -a pe mine afară. Am vorbit despre personajul cum se da. cheamă. Și mai m-a scos din sărite. zic, Asta mă duc în casă plină iarnă. Nu-i că spăduche, mă mai face să mă simt și uh, rapă. De răi. fapt, noi ne-am zbătut, cred că mai mult pentru câini. Pentru ca că padoc, am căutat întâi padoc pentru căței și ne-am uitat și am văzut acolo. Am zis, eu în caz de ceva am unde să dormim împreună în teatru, asta e acolo, dormim într-o cămăruță noastră, nu mai contează. Dar câine. De am unde empatizez cu Doi bosche. aveți, nu? Doi. Căine. Și am zis, eu nu pot să mi... mă uitam în ochii lor și am zis, eu nu pot să-i dau afară. Orice... Nu ajutat, mă sfăteau de afară, de afară. Mi-am mai fătat și cățeau, am rămas singură să cresc câine, că el era la București cu ciubucurile lui. <laughs> și. Oana, uh, Mă, mă vedeau că uh, nu mă simt ok, că sunt obosită, că n-ai cățeluși mici pe toată ziua, plâng pe acolo, îi mai luam de lăbuțe, îi țineam în brațe ca bebeluși uh, no. Și am zis, totuși, eu nu pot să arunc câine așa. Și când ne am dat, mi-am căutat stăpâni în funcție cum sunt eu. Am zis, eu nu dau câine ca să aflu că până mă le-ai dat la următorul să le băgă la lupte. Noi, eu am fost la antena de bacău când a deschis costică rusă atunci ca să facă, să dea cu câinii da, la lupte? Da, deci în o mai există așa? Nu știu dacă în există în Bacău, uh, dar clienții aveam din toată țara. Toți mă sunau. Uh, îmi da, doresc da. să văd puiul. Cine ești cum ești, era imediat dosar făcut. Nu îmi plăcea să aud chestia asta. Mai ales câine da, da, da. am staf de luptă, că mă ajutează, că sunt de luptă. Da, am zis nu, nu, nu vreau... Da, da, da acum în fiecare an, când, le zi, când sărbătoresc anul, îmi trimită stăpânii poze cu cățelușe. Mm -hmm. Și Fânt mă simt bine da, că am dat la persoane care am dat eu. E frumos. Eu am lucrat cum? la radio de ea. Da. mă cunosc cu Nicu Bar... Da, DJ Noise, știi? Radio. Da, 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 da. Am lucrat la antena de bacău. Că de-aia s-a spart antena de bacău. era te-ai maten... dus tu de asta, să mă rog, nu dar a avut șansa cel mai mare șansă a fost că au cunoscut echipa din București și echipa din București l-a recomandat să meargă mai departe pe farse, pe partea actoricească de improvizație ai ceva sau nu știu, asemănător un pic cu Mihai Bendac cu Buzdugan deci ești în stare să faci trăsnai din alea haideți că se termină emisiunea mie îmi pare foarte rău că mai puteam să stăm hai să zicem în felul următor că înainte de sărbători, credeți sau nu în ele, dar este un spirit, așa care, pe, care vine peste noi, și de fapt sunt două spirite. Unul care jucăuș face tot felul de jumbuș lucruri și e plin de, de tot felul de trăsnei, da, ca un copil, sărac, dar nostim. Și celălalt spirit trist, depresiv, necăjit, amărât și așa mai departe. Voi pe care îl primiți în casa voastră? Care spirit îl primiți? partea de ludic. Depinde dacă știe parola, primez, dacă nu. <laughs> Password. Da. Dar ce? Putem să luăm și pe cel depresiv spre noi ca să-l îmbunăm. A, ah, uite, da, o idee foarte frumoasă, bună idee. Noi Acum oferim ar... emoție. Eu de aș vrea să de... vă rog să vă uitați în cameră de luat vederi și să le transmiteți uh, băcăoanelor câte ceva, fiecare câte un minut. Hai să începem întâi cu Alina. Uh, sărbători fericite! și cât de gravă e lumea asta că care ducem să fim mai, mai înțelepți. La da, în banal, decizii. banal, e standard, e tipic, mama. Reformulează supportabil, Crăciun suportabil, <laughs> Crăciun suportabil, Crăciun <laughs> suportabil. da, nu, suportabil, da. Un Crăciun suportabil să avem. Și tu? Că tot veni vorba de Crăciun, adică de o formă de. de sărbători? De o formă de înviere. Eu urez tuturor băcăuanilor de pe meridiane și paralele, că nu sunt mai în Bacău, să, să se bucure de fiecare dată când se nasc din nou. Se adică... întâmplă lucrurile astea, ni da, 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 te poți naște, te poți naște. Unii, uh, unii se ab... Uniculmea nu se bucură de chestia asta și se avortează pe sine, adică își ratează șansa. Am înțeles. La Alina, ei. nu vrei acum, chiar în încheiere, să ne cânți ceva? Două, două trei două, ele, înțeleg, da. Exact, te rugăm. Pornit-o, pornit tu, către răsăritul Trei turmii oi, cu trișoi Colindă, colindă, Tori, colindă, colindă. Mulțumim frumos, Alina, mulțumim, Valentin, să aveți bucurie în casă, pâine pe masă, și să veniți în întâmpinarea noastră a tuturor cu ceea ce știți voi să faceți mai frumos pe lumea asta. Noi vă mulțumim că ne-ați invitat și ne-ați dat o ocazia să, să ne aducem aminte ce frumos e în televiziune când unii se cenzurează și eu nu mă cenzurez. Vă mulțumesc foarte mult, dragilor, mulțumim. că ați fost aici. Până când ne revedem la o altă emisiune, ați văzut și voi ce se întâmplă acum.